Haideți să mergem puțin la Sorin Cârțu și după aia ne întoarcem cu discuțiile. Sorine, salut! Vă salut, domnule! Salut, salut, Sorine! Rău este un cuvânt blând pe care îl folosesc în această dimineață, cum a arătat Universitatea. Este, v-am ascultat și eu o bună parte din ceea ce ați discutat acum și... Nici nu prea mai am ce să spun, că le-ați atins cam pe toate. Uite, rog, nu mai vorbi dar cu ce ai spus tu ultima dată, și mie îmi place la nebunie. Îl consider un fundaș și lateral așa din România foarte bun și eu știu dacă aș fi undeva la o echipă posibilități și să-l cumperi și să te angajezi în transfer, mi l-aș dori, pentru că dă o imagine așa de forță și de combativitate, de știe și cu ea. Vă aduce aminte, a avut niște faze foarte bune. Un șut peste bară, milimetric, așa, când a trecut, și plus o acțiune iar în prima repriză, când s-a făcut că de la întors, nu știu pe ce jucător a fost atunci în fața lui, dar în orice caz, șutul care l-a transmis. Sorine, nu te mai chinui, nu te mai, că i-a întors pe cine a prins și pe cine n-a prins. Pe cine a prins, pe ce... N-a fost adversar pe care să nu-l depozeteze, pe care să nu treagă fluierând. Fluierând trecea băia. Ziceai că este un pur și simplu un cum se numesc, nu mai știu, Shinkuzen sau cum se numesc trenurile alea japoneze, trenurile alea glonte din Japonia, știi? Bun, Sorine, ce se întâmplă cu echipa asta? Ce să spun? A fost așa, dacă te uiți la meci, o primă repriză în care noi n-am jucat bine. Și nici Petrolul așa n-a ieșit în evidență cu nu știu ce situații din ăștia periculoase. Și în prima repriză au fost niște situații care se puteau concretiza, se puteau concretiza pozitiv. Adică a fost, aduceți aminte, un șut al lui Mitriță și un cap al lui ăsta la un corner al lui, cum îl cheamă, al lui Silva. Pe urmă, iar Marcovici au trecut agonizant așa pe lângă bară și, se putea marca. Dar tot ceea ce s-a întâmplat repriza a doua e ceva... Eu în 10 ani de zile de când am fost alături și sunt în continuare și m-am fost tot timpul alături cu proiectul ăsta și de această echipă, eu n-am văzut așa ceva. Ceea ce s-a întâmplat repriza a doua, un haos total în ceea ce privește toți factorii antrenamentului pe care să preconizez că tu săptămânal îi atenționezi, îi lucrezi fizic, tehnic, tactic, psihic, deci din toți ăștia, tot ce au fost luați în picioare așa, batjocoriți în ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua. Ți-a spus, e un haos total, fizic, tehnic, tactic, mental, echipa la pământ. Chiar și atunci când echipa, stadionul a reacționat la modul și, i-a pedepsit prin acele huiduieli sau, ce strigări de emisie, așa mai trebuie. Păi tu dacă ești un fotbalist serios și, cu caracter puternic, treci peste aceste momente, te detașezi și încerci să faci, să echilibrezi situația. Așa cum a fost, 2-0, ai făcut 2-1, păi tu nici s-a terminat 2-1, nici n-au pus să ia bine mingea și tu ai luat 3-1. Adică tot ceea ce s-a întâmplat, a spus, peste măsură, eu n-am mai văzut. În 10 ani de zile, vă rog să vedeți, și dacă este cineva, statistic, așa, care își mai aduce aminte de o asemenea prestație, eu spun ok, mă înșel. Dar așa ceva, v-am spus, în 10 ani de zile, eu n-am văzut o a doua repriză, cum a fost aceasta cu Petrolul să întâmple. Îți dă 3 goluri Petrolul, îți mai anulează un gol. Golul de 3-1, ca la antrenament. Toți jucătorii Universității Craiova, deși marcaseră, reduseseră din handicap, era 2-1 și la 2-1 o echipă cu puțină mentalitate, te sui peste adversar, nu contează, mai ales că e totuși Petrolul, absolut. Deci mă uitam la golul de 3-1, cel care s-a pus, nu cel care a fost anulat lui Grozav. Bine, ăla a fost din fază fixă. Nu, ascultă-mă puțin, fixă. Sorine, uite-te la ei și spune totul, limbajul corpului celor 11 jucători. Jucătorul Petrolului, Huja, da?
revenit după 10 luni la primul meci din campionat, marchează efectiv ca la antrenament, pur și simplu jucătorii Craiovei sunt blocați psihic, nimeni nu mai sare cu el. Mă uitam la ei, blocați psihic, toți. Nimeni n-a mai avut puterea să sară un centimetru cu el. Pur și simplu l-au contemplat pe Huja, au pus capetele în pământ ca și cum lucrurile erau deja terminate. Hai să spun ceva, Horia. Mai este și o mare prosteală în a decide niște strategii la echipă, modul în care te aperi. Pentru că și apărarea în zonă este... Eu sunt și pentru apărarea în zonă, sunt și pentru apărarea om la offset. Bă, dar apărarea în zonă e peste pentru niște oameni puternici, oameni cu deșteptăciune, deștepți în ceea ce cu intuiția fazei, să vadă traiectoria balonului, să plece pe traiectorie, peste. Tot facem apărare în zonă și stăm, trec mingile peste noi, cum au trecut și peste. Adică tu ești cel mai înalt din teren și trece mingea peste tine la o centrare care se face de la colțul, dar tu te aperi în zonă. Vorbesc de Silva, să spunem, pentru care era. Păi noi vorbim de golul ăla de la fază fixă, în care se apără în zonă, o prosteală. Când tu ai jucări, când n-ai niște jucători care sunt capabili de așa ceva, treci, domnul băiatul, într-un marcaj, domnul, pentru că nu este o rușine. Uitați-vă la ăsta, la Mourinho, și care e antrenor de cu A mare și, eu știu, majuscule și așa. El întotdeauna și-a făcut apărarea om la om, tocmai pentru să nu aibă discuții în momentul în care reproșează ceva, ba că e al tău, ba, că așa, la apărarea în zonă, așa spune, am crezut că de ăla era omul, venea traiectoria către el, nu m-am băgat, și așa sunt mii și mii de explicații. Dar uitați-vă la golul 2, dacă este posibil așa ceva, cum tu fundaș central, vă rog să vă uitați și să ne tu fundaș central în momentul în care Petrolul face, este o acțiune din asta pozițională în jumătatea lor de teren, să pregătesc pentru o dezvoltare, și tu l-atași pe la în jumătatea lui de teren, n-ai nicio linie cu Scrieciu, când tu trebuia la faza respectivă, tu așteaptă-mă în zona ta. Cine te pune pe tine ca fundaș central? Tu, Silva, să ataci în zona aia, în zona în care peste mijlocaș. Dacă este cineva care să iese la jucătorul respectiv, este cineva din mijloc, este Curtic sau eu știu. Când nu putea să o facă Curtic, aia s-a văzut de când a venit. Și o să mai stea și mai mult Curtic aici și o să se vadă că tot atâta poate să joace. Pentru că, eu știu, v-ați gândit într-un fel, bă, că e răutăcios când am zis eu celibidache și așa mai departe, dar așa este. Nu aleargă, nu aleargă că nu vrea, nu poate, asta este. Are, după mine are și niște kilograme și Curtic. Ori, pe o situație din asta, cum noi am avut un jucător la mijlocul terenului și ca strategie, o echipă fără agresivitate, total neagresivă în jocul care îl practica de posesie la un moment dat, care îl practica Petrolul. Atâta timp cât nu ai agresivitate în interceptarea adversarului, nu ai agresivitate în momentul în care ataci, pentru că și sistemul ăsta, cum s-a prezentat la partida asta, cu un 4-3-3, așa cum l-am auzit pe Andrei înainte, că vrea și a prezentat exact cât se poate de clar, ceea ce și impresia care i-a lăsat-o a fost și o impresie a mea și cam o impresie generală. Păi până la urmă, noi când am citit formația, ni s-a părut că echipa care este pe bancă, deci cei care sunt pe bancă, sunt mai buni decât cei care sunt în teren. Adică, nu știu cum s-au făcut alegerile respective. Dar, ți-am spus, fără agresivitate, iară, Petrolul cu 5 jucători pe spate, deci cu 3 fundași central, tu te-ai prezentat doar cu Marcovici acolo, au fost situații în care s-au încercat să se elibereze pe margini, dar centrările erau întotdeauna transmise către un grup de jucători în care 3 erau sau 4 de la Petrolul și unul, nici 2 n-am văzut de foarte multe ori de la Universitate. Și atunci era clară că reușitele vor fi foarte greu, vor veni foarte, foarte greu. Asta am spus. Bun, Sorine, acum, ce e cu băieții ăștia? Ce se întâmplă cu băieții ăștia? Asta vreau să spun. Acum, eu știu, ca patron, ca și conducerea
conducerea clubului sau nu știu, faci o analiză. Ori o treci la un accident, ca un accident, pentru că... Deja sunt prea multe, accidente. Lasă-mă să termin, că asta spun. Ori o treci și spui, dom'le, a fost ceva accidental, pentru că ți-am spus, eu în 10 ani de zile, ceea ce s-a întâmplat la partida asta. Un adversar să dea 3 goluri, îi mai anulează un gol și mai are... Bă, vă aduceți aminte de faza aia când a scăpat fundașul ăla central? Da, bă, să scape, centru. A trecut? Bart bă, Myers. Să mergi 80 de metri! Da, zi! 80 de metri și să ajungi în fața portarului. Eu m-am închinat! Ai niște partide cu Cluj, domine o primă repriză, repriza a doua ești în cap și te domină Clujul. Poți să faci totul, să câștigi cu 1-0, dar e gol în minutul. Pe urmă vii cu și joci cu, eu știu, cu voluntariu, iară, situație. Deși voluntariu, uitați-vă ce meciul ăla egal care l-a făcut noi și atitudinea lor care au avut-o cu noi. Uite, au avut-o și aseară cu FCSB-ul. Deși meciul care a fost aseară a fost diferit 0-0 FCSB cu voluntar decât mult diferit față de voluntari Universitatea Craiova. Ca imagine, ca spectacol, ca ce ai văzut, ca atitudine în teren la amândouă echipele a fost diferit. Asta, ăla de aseară a fost un 0-0 viu față de ceea ce a fost în momentul lor. A venit iară partida asta. Gândește-te că este o situație foarte dificilă. Poți să o numești chiar criză. Pentru că noi ceea ce vedem noi din afară și care, eu știu, sunt unii dintre ei sunt și specialiști, așa cum sunt și eu. Și mă uit ca specialist. Eu nu mă uit la meci ca fanul, ca suporter și ăsta. Eu mă uit și observ greșeli, observ lucruri bune și le scot în evidență că sunt. Altele când nu sunt, sunt dator să le și atenționez, să le și explic, să spui, băi, cam ce ar fi trebuit să facă la faza respectivă. Da, nu, e clar, Sorine, că nu stăm acum să dăm explicații nimănui de ce explicăm. Și atunci, asta spun. Bun. Ei trebuie să-și facă o analiză. Am înțeles, e criză, bun, e criză.